S-a spus că și-a părăsit fosta iubită pentru Misha. Connect repune capăt speculațiilor. Ce spune despre Diana Georgescu? Căutam locație de nuntă. Connect s-a iubit mult timp cu Diana Georgescu și aveau planuri mari de căsătorie. Presa a scris că a părăsit-o pentru fosta sa soție. Artistul lămurește lucrurile. Connect s-a logodit în 2011 cu Diana Georgescu, iubita sa de la acea vreme. Cei doi aveau planuri de căsătorie, însă relația s-a terminat brusc. În presă s-a scris că motivul despărțirii ar fi fost Misha, femeia cu care Connect s-a căsătorit și are un copil. Invitat în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, artistul a lămurit și acest subiect și a combătut speculațiile apărute în presă. Connect amănunte neștiute din viața sa. Connect a povestit cum și-a cunoscut fosta soție, despre care s-a scris că l-ar fi despărțit de Diana Georgescu. Nu, exclus, eu cu Diana trebuia să ne căsătorim, căutam locație de nuntă. La două zile ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a zis, nu, pleci, și am părăsit-o. La câteva luni am cunoscut-o pe Miss Happiness. Atunci când s-au terminat relațiile, însă au existat două femei care l-au părăsit. De două ori. În rest am părăsit eu. Am fost părăsit de o lesbiană, m-a mințit pentru că îi placea de mine ca om și de prima mea dragoste. Cred că aveam 16 ani. Se săturase de mine sau a dat de ceva mai bun. Dacă îmi face probleme partea financiară. Punct de multe ori mi-am pus problema ca persoana care vrea să fie cu mine, vrea să fie cu Connect. A mai povestit Connect. În ce relație este Connect cu Misha? S-au iubit, au devenit părinți, însă au luat prin surprindere pe toată lumea când au anunțat că divorțează. Deși sunt separați în acte, Connect și Misha locuiesc împreună și formează în continuare o familie unită, pentru fetița lor. O iubesc cum îmi iubesc copilul, cum ar trebui să iubesc toți oamenii. Nu există doi. Nu a existat niciodată doi Dumnezei. Eu dacă mă voi iubi pe mine, unde să mai pun peste prea plinul meu? Suntem în iluzia separării ca să ne separăm pe noi. Noi trebuie să devenim oglinzi clare. Mama, sora, nevasta, copilul. O iubesc ca pe toate ființele. La nivel de personaj este mama copilului meu și o voi susține toată viața mea. A mărturisit Connect în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.